Bună ziua, Biblioteca Județeană Ion Helia de Rădulescu. Găzduiește astăzi lansarea a două lucrări deosebite, două lucrări care se află, se regăsesc în două registre diferite. O lucrare intitulată Fantasmele regimurilor totalitare, autor Gabriela Maria Riza. Domnișoara Riza a terminat jurnalismul, în 2001 a absolvit, a fost și studenta mea la Facultatea de Jurnalism, iar lucrarea aceasta este, de fapt, lucrarea dânsei de licență, coordonată de către domnul profesor George Coantă. Este interesantă din punctul de zic eu, uitându-mă prin ea, este interesantă din punctul de vedere al faptului că este scrisă de o tânără, o tânără care n-a trăit în regimul comunist, și care, prin ochii dânsei, a reușit să aibă propriile concluzii, să tragă propriile concluzii asupra regimurilor totalitare. A doua lucrare pe care o vom lansa astăzi îi aparține unui matematician, profesor de matematică, pseudonimul Savian Mur, cu ochii sparți. Aici în sală se află și clasa domniei sale, mai mult decât clasa domniei sale, și am înțeles de la domnul profesor că au venit din proprie inițiativă, deci nu au fost, pur și simplu au avut plăcerea să vină și să susțină pe domnul profesor la lansarea acestei cărți. Îi dau cuvântul acum domnului George Coandă, care va prezenta lucrarea domnișoarei Riza, după care domnul Mihai Stan va prezenta lucrarea domnului Savian Mur, deci îmi spun pe pseudonim, așa, și aș vrea să salut prezența în sală a membrilor Societății Scriitorilor Târgoviștean, care întotdeauna participă la evenimentele organizate de noi, și încă o dată le mulțumesc pe această cale și, bineînțeles, tuturor celor care ați avut plăcerea să ne onorați astăzi cu prezența. Vă mulțumim! Dragii mi-a venit primăvara, da? E frumos. Și au apărut bioceii, au apărut și cocorii. Și iată că apar odată cu bioceii și cărțile, da? Cărțile editate la una din cele mai reputate edituri, nu din Dâmbovița, din țară. Este vorba de editura Biblioteca, condusă de scriitorul, jurnalistul și editorul Mihai Stan, vă rog să-l aplaudați. Ca de obicei, Biblioteca Județeană Ion Helia de Rădulescu este o gazdă ospitalieră, iar anfitrionul, iată, frumoasa Agnes Erich, știe să ne facă clipe frumoase întotdeauna, ca să ne simțim bine aici, în mijlocul cetății, în inima cetății străvechi de cultură românească a Târgoviști. Ce oficiem noi astăzi? Lansări. Totdeauna sunt o bucurie într-o vreme în care vedem ce în jurul nostru. E o viață învârtejită, politicienii își dau unui altuia cât un bobârnac. Noi nu facem asemenea lucruri, noi lansăm, iată, cărți. Pe scurt, pentru că orele sunt fix înaintate, cum ar spune un erou al Mineam Caragiale, lansăm o carte care pentru mine și la momentul când am supervizat-o și cred că iată și pentru directorul bibliotecii și pentru mine, pentru că Gabriela Maria Riza ne-a fost amândurora studentă la specialitatea jurnalism a Universității Valahia din Târgoviște. Reau este o surpriză pentru că, așa cum spunea și doamna directoare, ce știu tinerii despre ce s-a întâmplat în urmă cu, iată, cu 25 de ani, când s-a încheiat un regim totalitar în România, și nu numai în România, dar și în alte zone ale Europei. Mai sunt regimuri totalitare în lume. Se poartă fel de fel de discuții despre regimurile totalitare, ce înseamnă ele. Unele spun că au fost de bine, alte de rău. Politologii se bat între ei. Un polemos și în istoria asupra regimurilor totalitare. Noi ăștia care suntem născuți mai devreme știm cum a arătat regimul totalitar din România, odată cu abdicarea regelui Mihai I, deci după abdicare și până la prăbușire în decembrie 1989. Pentru un tânăr înseamnă a descoperi o lume, ceea ce pentru tânăra Gabriela Maria Riza a fost o provocare. O provocare de a investiga, pentru că asta a făcut. Are o bibliografie foarte bine articulată,
a încercat să vadă ce s-a întâmplat într-o vreme și în România, în România părinților și bunicilor ei. Este bine că avem asemenea tineri care încearcă, dincolo de ce se întâmplă, vedem, se încep acum, treceam în centrul vechi, să apară, să scoată puburi de afară, nu-i așa, scaunele. Tinerii care își pierd vremea prin puburi, la fel de fel de dans, disco și așa mai departe, tinerețea normal că se duce și pe acolo, dar când devine altceva, nu mai este plăcut deloc. Dar este foarte plăcut când tineri ca, iată, Gabriela Maria Lizea, încearcă să afle trecutul. Pentru că aflând trecutul, știi cum să-ți construiești viitorul. Și atât am să vă amintesc, să vedeți cât de acribic s-a plecat ea asupra temei și ce idei interesante a abordat în trama acestei lucrări, intitulată foarte inspirat, Fantasme de regimurilor totalitare. Iată, conceptul de totalitarism, ideologia totalitarismelor, compararea și clasificarea regimurilor politice, ceea ce presupune o muncă extraordinară ca să poți să înțelegi mecanismele și sensurile acestor regimuri și ceea ce ținea și de fascismul italian și de nazismul hitlerist și de bolșevismul stalinian și ce s-a întâmplat și la noi pe o perioadă a concepțiilor lui Ceaușescu despre lume și viață, formarea omului nou în timpul regimurilor totalitare și educarea și reeducarea omului nou. Regimurile totalitare au avut și încă mai au acest fix. Ca să nască, precum homunculusului Lesaj într-un celebru roman din secolul XIX, să nască oameni noi, din eprubetă. Așa cum Hitler încerca să creeze o rasă ariană extraordinară, blonzi, înalți, urmașii lui Odin sau binecuvântați de Zeul Suprem Odin. Stalin încerca să creeze o nouă rasă de bolșeviști, de ruși, tot la fel de blonzi și de luptători. L-a avut, din păcate, și Ceaușescu la un moment dat această idee de a crea un fel de homo dacicus care era altceva decât alte tipuri umane. Totalitarismele, pentru a putea stăpâni totdeauna în nevoie de asemenea ideologie a omului nou. Ori, Gabriela Maria Lizea, cum să spun eu, a avut curajul înotătorului de cursă lungă să se arunce în val, să-l străbată și să iasă la capăt cu o pradă. Nu cu peștișorul de aur pe care îl întrebăm, care ne întreabă ce vrea, ce vrea să ne ofere dacă nu-l păpăm. Ea, în schimb, a ieșit cu o carte. A studiat o bibliografie serioasă, a văzut biblioteci și a oferit această carte. Foarte, nu este enormă, dar este foarte bine sintetizată. Este o carte care ne pune și nouă o oglindă în față, așa cum a arătat România la un moment dat, și este un avertisment pentru viitor. Ca să nu alunecăm pe toboganul lor regimuri care pot să facă ce? Să distrugă ființa umană. Pentru că, iată, în clipa asta și la Est apare un nou tip de totalitarism pe democrație. De tip capitalist, este vorba de Rusia lui Putin, care iată pregătește în noi un foc. Este un alt tip de totalitarism. Să dea Dumnezeu să nu se întâmple nimic. Eu o felicit pe studenta noastră, Agnes, că a avut curajul să ducă la bun sfârșit. Încă o dată, repet, că a avut curajul să ducă la bun sfârșit. O carte, o provocare și merită din partea noastră laude și din partea voastră aplauze. Gabriela, care este plină de emoții, tremură inimioara, nu știe ce și cum să spună. Totuși, Gabi, ia soarta în mâini și spune ce ai de spus. Bună ziua totodată, vă mulțumesc și eu pentru prezența cu care ne-ați onorat astăzi la acest eveniment și la lansarea propriei cărți, și anume Fantasmele regimurilor totalitare. Țin să-i mulțumesc domnișoarei profesor universitar dr. Agnes Eric, de asemenea și domnului profesor universitar, doctor, academician George Coandă, care mi-a supervizat lucrarea și m-a încurajat destul de mult. Lucrarea mea a fost generată, în primul rând, de teza mea de licență, ceea ce, la care am lucrat destul de mult. Am pus multă pasiune și devotament. A pornit din dorința mea irreversibilă de a cunoaște de aproape mecanismele unui regim totalitar comunist. Totodată, vă rog,
dumneavoastră să luați lucrarea, să o citiți îndeaproape și atunci veți avea propriile impresii. Eu sper că am încercat să fim reușit. Dar mai mult mă bazez pe baza principiului hermeneutic, sin ira est studio, adică cercetează fără patimă. Permiteți-mi să motivez cu câteva concluzii din partea finală a lucrării, și anume că rezultatul totalitarismului a devastat mințile a milioane de oameni și a marcat tragic istoria secolului 20. Vă mulțumesc călduros și pentru prezența de astăzi. Totodată mulțumesc și domnului director Stan, care m-a ajutat destul de mult pentru redactarea lucrării, și dumneavoastră în ultimul rând. Mulțumesc frumos! Înainte de a cuvântul unui om de mare suflet și unul care face foarte mult pentru cultură, vreau să anunț o prezență neașteptată pentru mine și pentru cei care îl știm. Deci, în afară de membrii Societății Scriitorilor Târgovișteni, iată, devenim târgovițeanul târgovișteanul aflu de câtva timp, avem o prezență notabilă în sală, unul din mari poeți și istorici literari români și critic, în primul rând, este vorba de George Chirilă, aici, în primul rând. N-am depășit, zicem, de amândoi. Acum am însă le rog, așa cum spuneam, pe unul din importanții oameni de cultură, care nu este numai editor. El ne pune tuturor palma pe cap și ne face scriitor și așa mai departe. Am să le rog pe bunul meu prieten, pe profesorul, scriitorul, jurnalistul și editorul Mihai Stan. N-am citit cartea. Totalitarismul e poveste veche, de la Nero până la... Cum îl cheamă până la Eu am să vorbesc despre poeți și poezie. Editura Biblioteca împlinește în mai anul acesta 17 ani de existență. A apărut, dacă am numărat bine, dar n-am numărat, peste 1000 de cărți. Unul dintre principalele principii pe care nu l-am încălcat niciodată a fost ca toate cărțile care apar la această editură să fie cărți valoroase. Motiv pentru care mulți au vrut să publice la editura Biblioteca și nu au reușit. Pentru că primul critic este editorul. Editorul este obligat să vadă dacă, să zicem, materie de poezie avem peste 100 de volume, poetul respectiv poate sta alături, să zicem, ce am publicat până acum, de Mircea Horia Simionescu, poate sta alături de valoroși poeți târgovișteni, pe care, din păcate, lumea nu prea îi cunoaște îndeaproape. Mă uit și văd Grigore, Ion Iancu Vale, Florea Turiac, Emil Stănescu, George Toma Veseliu, Vali Nițu, George Coandă. A pune lângă ei un poet de valoare îndoielnică sau non-valoros ar însemna să aducă o jignire acestor corifei, pot să le zic așa, e poeziei târgoviștene deocamdată. Așa că am citit cartea poetului și obligat de faptul că domnia sa, profesor de matematică eminent, s-a prezentat ca un poet sub acoperire. Că a luat pseudonimă. Raymond de Cervantes, Ion Barba. Savian Mur. Ce spuneți? Ion Barba, antecedente. Păi nu, noi vorbeam de Savian Mur. Eu știu, dar am luat... Dacă vreți antecedente în pseudonime, vă dăm vreo mie. Nu antecedente matematice. Matematic. Aveți dreptate. Aveți dreptate. Mare dreptate. De cele care nu există. Comparezon, neparezon. Da. E democrație.
Și am fost obligat, cu ghilimelele de rigoare, să citesc poezia profesorului de matematică Pașol și George. Și George. Știam. Da, am George Pașol. Că așa m-ați făcut elev. Da. Și am ați nu v-am făcut elev, v-am chemat la poliție pentru portul ilegal de calculații. Ce se întâmplă? Citind poeziile, am constatat, eu nu o să mă... nu o să fac analiză a poeziilor, o să fac George Toma Veseliu, dacă veți avea răbdare să-l ascultați, că el vorbește la o oră în sus. Deci am fost obligat să le citesc ca să văd poetul Savian Mur merită să stea alături de poeții care au fost publicați în colecția lirică a editurii Biblioteca. Și am constatat cu surprindere că, deși domnia sa publică în stilul școlii prozatorilor târgoviștenilor, la o vârstă când e deja copt, nu? Că a frecventat poezia. Pentru că nu știu de unde, dăm cărți, de la pe site-uri, știe poezia actuală. Pentru că altfel ar scrie, cum mai vin câte unii, întreba, vă aduceți aminte, domn profesor, Dianu, pe scriitorii veniți de la Buzău, la societatea noastră, că vin din toată țara, dom'le, pentru ce secol ai scris poezia asta? Poezia era scrisă la Bolintineanu, așa. Ori Pașol, adică, scuzați-mă, Savian Mur, a frecventat și se vede că știe, cunoaște poezia, cum să scrie astăzi poezie. Nu știu ce va zice George Toma Veseliu, care și acum scrie ceva pe marginea unei poezii. Permiteți-mi totuși să închei, unul, felicitându-l pe poet, care, îmi dați voie să vă desconspir, este și un redutabil eseist, are sub tipar o carte în, din familia, să zicem, a lui Cioran, adică pesimist și așa, mare și unul sau două romane în pregătire și vă garantez că veți mai auzi despre Savian Mur, repte Georgel Pașol, care este și membru al Societății Scriitorilor Târgoviștenilor. Și am să închei, dacă îmi permiteți, cu o poezie pe care eu o consider drept arta poetică a lui Savian Mur. Dumneavoastră ați învățat la teoria literară, nu? Marii poeți au o poezie numită artă poetică, prin care își definesc scrisul. Poezia se numește, nu întâmplător, Credința mea. Vă rog să încercați să gândiți dincolo de cuvinte, pentru că, cum bine știți, în poezie cuvintele sunt mincinoase. Ele spun altceva decât vi se pare dumneavoastră. Acea zi minunată când spiritul te ia la întrebări. În sfârșit încep să te contești. Ce este cu tine pe această lume? Ai vreun scop? Arzi gazul de pomană? Ești cumva un animal de pradă bine deghizat? De fapt, ce dorești? Ce drepturi ai și cine ți le-a dat? Nu cumva cu forța, fără pic de remușcare, ți le-ai luat? Pământul acesta nu este al dumitale. Nici aerul grozav, nici râurile sale. Nu ai niciun drept asupra unei păsări, asupra unui pește, copac, animal. Sunt ca și tine niște parteneri de suferință. Asta le trebuie pe cap un om? Un criminal? Mintea aceasta cu care te-ai întâmplat te-a transformat în animalul cel mai arogant. Aveai nevoie de o minte paralelă, rece, de serioasa metaminte, să o ia pe delirantă la ciomege, să-l scoată pe om din neagră clandestinitate, oprindu-i aberanta evoluție să intre în normalitate. Un Dumnezeu al milii,
al milei, scuzați, al simțirii, sufletul să-i salveze din ghearele pieirii același Dumnezeu pentru viețuitoare, să o trateze egal, nici de cum ca cel din Vechiul Testament să o urgisească grosolan. Sunt aici și ați văzut mai multe mesaje și toate extrem de actuale. Cineva, un filozof, a spus ce frumos este Pământul, are un singur defect, este locuit de om. Omul multă vreme, multe secole a vrut să înfrângă natura, să-și subjuge natura. Uite că a reușit, dar rezultatul este monstruos. Îl felicit în numele colectivului Editurii Biblioteca pe Poet. Îl așteptăm cu celelalte cărți. Este un câștig pentru editura noastră și un câștig pentru poezia târgovișteană. Am discutat, ca să închei așa, cu domnul Mărculescu și cu alții scriitori târgovișteni, ca să încheiem un parteneriat cu dumneavoastră de lecturi publice. O zi din lună cu invitația unor poeți, cu poeții târgovișteni, cu publicul care văd că e dornic de așa ceva și să facem în așa fel încât poezia să aibă drept de locuință în cetate, cum a avut ea de la Bucărești în pace. Vă mulțumesc, domnule!